Fie-ți frică de autism. Reduceri uriașe la orice joc folosind codul PACA. Link în descriere. Respect! Deci, eu sunt Albaga și uai de pula mea câte chestii retardate pot să ajungă populare în zilele noastre. Orică e vorba de un penis board sau cine știe, poate ești tu copil mai bengos și preferi un hoverboard. Oricum ai da-o, ce e acum popular în România și nu numai, în întreaga lume, întrece orice limită a autismului. Spinerele, da, și chendamele, dar... spinerele. Bun, mai întâi de toate, hai să clarificăm niște lucruri simple. Urăsc eu spinerele? De fel, așa pe persoană fizică, nu, dar, sincer vorbind, nu cred că spinerele sunt problema cât cei care le folosesc. Și cum le folosesc? Uite, hai să facem împreună un mic test de imaginație. Cu-al faca la bagion. Ieri când ai ieșit pe afară, asta în considerare că nu ești un leneș burât, ce n-am mai văzut lumina zilei de vreo câteva decenii, doar ieri. Câți copii ai văzut jucându-se între ghilimele cu un spinner sau o kendama sau ding 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 cu amândouă deodată? Ei bine, mulți. Eu cel puțin oriunde merg și se află niște copii prin jur, dacă nu cumva se întâmplă să vină spre mine urând, vă rog, nu mai faceți mă speriați. 3/4 dintre ei dețin ori o kendama la gât, ceea ce mi se pare super gay, ori un spinner pe care îl scapă non-stop pe jos, ori ambele. Cel mai trist este că în majoritatea cazurilor e vorba de copii extrem de mici, adică gen prenatal în pula mea. Nu, pe bune acum, mulți dintre ei nici măcar nu au habar să facă vreo șmecherie, vreo schemă ceva, adică pur și simplu o țin în mână și merg de la plot la plot, dându-se marcă, vai ce șmecheră e kendama lui. Dar când îl pui să bage bila în pizdă, se rușinează și zice că nu sunt încălzit acum. Bine băi, sportivule de performanță, că îți trebuie încălzire, du-te și dai ture de sute de metri în pulă și vezi dacă te ajută. A, și pentru cei care nu știați deja, ceea ce e foarte, foarte, foarte trist, dar na, se mai întâmplă, uite o scurtă istoriară atât a kendamei cât și a spinnerului. Kendama e pe acest pământ de când lumea. Nu mai spuneți că e nouă în pula mea. Poate nu mă credeți, dar există copii care chiar cred că asta e o jucărie nouă. Revoluționară, mamă. Nu, fă-mă, chestia asta a apărut acum multe secole în diferite țări, sub diferite forme. Iar asta cu cupe și țâțe pe sfoară pe care o vedeți voi, e de prin Japonia secolului 17. 2. Spinerele. La bază au fost create ca să ajute oamenii cu probleme mentale, mai exact autiști. Deci de acum, când vedeți posturi cu spinerele sunt pentru autiști, ei bine, ține minte că... practic e adevărat, spinele chiar sunt pentru autiști, acum că și eu am unul și tu și restul familiei tale, asta e doar pură coincidență, nu? 3. Ca să nu fiu un ipocrit împuțit, înainte să mă apuc să fac video ăsta, am fost până la cel mai apropiat magazin de căcat și am achiziționat un așa zis fidget spinner. M-am jucat cu el ceva ca să înțeleg de ce, oameni buni, de ce lăsați umanitatea să se ducă de râpă. A, și am făcut și un mic skit în care o să vă prezint o zi din viața unui fidget spinner. Fugiți! Fugiți cât mai puteți! Fugi, copile, n-auzi! Copac versus fidget. Copac versus trufe. Asta versus chestii. Era un păianjen acolo. Deci nu mă trage. Apare nu e chiar așa util, nu? Bă, ce? Bă! Bă! Bă, tu ce? Ce? Ce faci aici? Hă? Hă? De ce? De ce? Ce?
Ce faci aici? Bă! Asta e Ilie. Asta. Fidget spinner. Marșim. De ce? De ce? De ce? Bă, ce? Ce faci tu aici? Bă, mă, nebunule, ce-s astea? Mă, nu te uiți la prostie, ne-au-n vecini. Îți place, nu? Spală-te, băi, la pulă, băi, jegosule, băi! Bun, ăsta a fost kitul. Dacă mai vreți chestii de genul gen din seria o zi din viața pula mea, orice, scrieți în comentarii mai jos și rezolvăm. Dar eu nu sper că ați învățat mai multe despre Kendame și spinele, cel puțin mai multe despre de ce sunt ele de căcat. Iar cu ocazia asta o să vă rog o chestiuță, o mini chestiuță. Legiune, te invoc. După cum ați văzut, eu pentru voi șefilor am dat banii pe un spinner doar pentru a face videoul ăsta, nu că o costa mult sau ceva, dar înțelegeți. Oricum, ideea e că eu personal nu am ce face cu el și știu sigur că printre voi se află unul măcar care vrea să primească chestii pe gratis. Și eu aș vrea, dar... Așa că uite cum poți să câștigi spinnerul meu folosit în video. Bonus, o să-l și semnez cu pula. Hua! Nu cred că o să fie ceva gen wow, dar hei, e pe gratis și poate fi al tău. Tot ce trebuie să faceți este să intrați pe linkul din descriere, să urmați pașii de acolo. Iar pe lângă asta să fiți sigur că ați dat un share la clip și un like pe pagina de Facebook a Legiunii Aia Oficială. Pentru că de acolo s-ar putea să-mi aleg mireasa pentru acest minunat, ieftin și urât fidget spinner. De-abia aștept să scap de el, așa că luați-l, Doamne, cât mai repede lângă mine. Mă omoară cum zice. Bonusul să aibă gust de alpaca. Mulțumesc enorm și lui Crețu pentru animația aia drăguță de la început cu alpaca. E beton! Aveți canalul lui în comentarii mai jos de asemenea. Și ca un final reminder, am bac în pula mea, deci nu știu cât de mult o să postez luna asta, dar da, pă, bag rupe șefilor dacă trec, adică... Vă mulțumesc pentru tot și la 3, ca de obicei, alpaca King out. Ne vedem în episodul următor. 1, 2, 3... Respect! Place pula de cal! Tere, tere, tere... Aaa, de cum, băie? GGGG! Ridica smilile pentru piesa ce urmează. Cine-i față palidă, ne cam enervează. Mâncați tot mai mult în salată de urzică, ca să demonstrăm că hip-hop-ul e muzică. Pentru asta existăm noi, trupa art. Pentru voi, maneliștilor, să faceți fart. Noi facem muzică doar să ne distrăm. Cântăm hip-hop, dar latino dansăm. Noi suntem geniali, suntem cei mai buni. Muzica noastră poate face minuni. Când apărăm pe scenă, suntem venerați ca niște faraoni, ca niște expirați. Piesa preferată e Domnul să înălțăm. Sportul preferat, ne place să zburăm. Dacă vă spectisiți să vă zic ceva, urmează refrenul, apoi strofa a doua. Vreau să fie masa plină de mâncare, vreau și muzică dată mai tare. Iar tu să rapării să trăiască în pace și să-și dăruiască cozonace. GGGG! Acum toată lumea strigă după mine. Trăiască Franța și să trăiți bine. Gata, liniște, acum terminați odată. Cred că miroase a carne tocată. Simte ritmul, omule, dansează după el. Carnea tocată era carne de miel. Ce freză marfan, ce bine-mi stă părul. M-am ridicat și mi-a rupt piciorul. Aici e foarte cald, nu știu ce să fac. Mi-ar prinde foarte bine niște spanac. Ce spun acum devine varză, dar ce rost are, ce mai contează? Am cântat toată noaptea și mi-e foarte somn. Când ajung acasă, imediat adorm. Ați auzit prea multe, eu am terminat. O să pierd desenele, gata, am plecat. Vreau să fie masa plină de mâncare. Vreau și muzică dată mai tare. Iar tu să rapării să trăiască în pace și să-și dăruiască cozonace.
să-mi place și să-i dăruiască cozonace. Vreau să fie masa plină de mâncare, vreau și muzică dată mai tare. El cu sambării să trăiască-n pace și să-i dăruiască cozonace. Place pula de cal!